domnule Șetran, sunteți un invadator, de fapt cuceriți noi pretexte ale Imperiului Desenului. Sunteți un cuceritor, zâmbitor și inspirat al realității prin desen. Totul e să nu mă iau în cap. Acum să încep să mă împăunez cu tot ce îmi spui. Nu, desenez, fiindcă îmi face mare plăcere. Ține în mână unul din minunatele afișe, poveste, pe care le faceți în ultimul timp, însemnând mai 2011. Dumneavoastră ați avut o carieră pedagogică, totul special, o îmbăiere în atmosfera tinerei arte emergente cam din 64. Și această desprindere de atmosfera universității s-a făcut destul de dureros. Dar atelierul dumneavoastră, de câțiva ani încoace, mai precis din momentul sărbătoririi Câmpenești a 7 decenii, cu imagini a unui artist senzual și panerotic, în sensul cel mai bun antic al cuvântului, prin urmare, cam de 6 ani, atelierul dumneavoastră duduie. Există o capacitate de imaginar în serie. Îmi place să spun că aproape pregătiți mai multe importante filme de desen animat, în sensul că conțin făpturi ale naturii, făpturi animale, vegetale, umane, în șuvoi. Asta e cuvântul. Șuvoi însemnând o stare a atelierului dumneavoastră în senectutea cea mai dinamică posibilă. Pentru că aici, în șirul atelierilor de la Pangrati, sunteți aproape un preot al vitalului și al plăcerii de a desena în continuu și de a prinde imagini. Cum primiți acest compliment? Este compliment extraordinar, dar mă întreb, nu cumva se referă și la longevitate? Nu cred, fiindcă vreau să spun, mulți îmi urează mulți ani. Acum, știi cum e? Oricât mi s-ar dărui tot puțin, oricât, așa că... Da, dar pofta de muncă și pofta de a face și presiunea, există o anumită presiune a prinde lucrurile? Aveți o anumită grabă sau o anumită urgență a lucrurilor? Probabil că da. Care este întâlnirea noastră cu desenul? Îmi pare rău că nu în românește nu iese de gen feminin desenul. Dar e o întâlnire de senectute cu desenul. Dar eu nu. Și chiar mă feresc să desenez bărbați. Fiindcă ei sunt frumoși pe ceramica greacă. Dar după aia nu mai au expresivitatea și frumusețea grecilor și a rămas femeia. Femeia este extraordinar. Mă uit și nu vine să cred că sunt atât de frumos.